Ați văzut știrea cu doamna Corina Crețu, comisar european? Ci că nu prea ar munci la Bruxelles acolo. Acu' serios, de ce ne-am fi așteptat să muncească doamna Crețu? M? Nu vreau să o dăm acum pe aia cu românii, că românii sunt leneși, dar nu cred că ne învățase doamna Crețu când era prin România cu cine știe ce muncă. Adică, atunci când spuneai Corina Crețu, primul cuvânt care îți venea în minte nu era muncă. M? Îi mai sufla ceva lui Iliescu și cam asta a fost toată cariera ei politică prin țară. Niște apariții TV absolut mediocre. Și apoi au pus-o pe sediștii comisar european pentru politici regionale. Wow! Mai mulți consilieri din cabinetul personal al comisarului au plecat pentru că s-ar fi temut că nu vor putea să o apere, susține Politico, adăugând că personalul a început să fie atât de îngrijorat de faptul că Corina Crețu și-a prea mult timp liber, încât șeful său de cabinet de la acea vreme ar fi avertizat-o că blocarea programului cu mențiunea timpul comisarului sau fără întâlniri poate părea suspectă. Serios acum, era cineva care avea cine știe ce așteptări și a fost dezamăgit? Ce din trecutul Corinei Crețu te-ar fi făcut să spui Bă, să vezi, o să facă treaba fata asta la Bruxelles? Vai de mine! Da, ceva mai normală decât Becali și mai citită decât EBA Dar să fim serioși, asta nu înseamnă nimic Schimbările de personal în cabinetele comisarilor nu sunt excepționale În special în primul an de mandat Atunci când mulți realizează că ritmul de activitate este mult mai alert decât ce-au imaginat Atunci când au acceptat această provocare Frumos! Deci, doamna Corina Crețu spune că e acuzată de cei care au plecat pentru că îi punea prea mult la muncă. Da, probabil adevărul e undeva la mijloc, ca de obicei. Adică, nici dânsa nu prea muncea, dar și lor le plăcea să frece menta.